Mai mulți locuitori din județele de nord ale țării susțin că au văzut aseară aurora boreală, iar unii au și fotografiat fenomenul. Deși vorbim despre luminile nordului, care se văd de regulă doar la polii magnetice ai Pământului, specialiștii spun că este posibil să le zărim și noi în anumite condiții, cum ar fi după o erupție solară puternică. Astfel de imagini, cu cerul colorat în nuanțe de verde, roșu sau violet, au apărut pe rețelele de socializare, iar cei care le-au făcut susțin că sunt din Bihor sau Harghita. Specialiștii spun că, oricât ar suna de neobișnuit, fotografii amatori au văzut aurora boreală, un fenomen optic extrem de rar pentru latitudini mai sudice. Drept dovadă stau inclusiv aceste imagini, filmate de la o stație meteorologică din Ungaria. Să se vadă așa mai jos, în latitudini mai joase, mai rar, probabil de o dată de două ori la vreo 3-4 ani. Ce s-a văzut pe cer în seriile acestea? Vine de la soare, de fapt. Avem de-a face cu o erupție solară, de pe soare pleacă materie. Atunci când electronii proveniți din erupțiile solare se lovesc de particule de oxigen din atmosfera Pământului, cerul se colorează în verde, iar dacă se ciocnesc de particule de azot, cerul se colorează în nuanțe de roșu. Fenomenul se produce la înălțimi de peste 100 de kilometri și nu este periculos, dar poate afecta rețelele de telecomunicații. Ar putea să fie probleme cu echipamentele care sunt la bordul avioanelor care zboară în apropierea zonelor respective, dar asta se produce numai în apropierea polilor magnetici și noi știm înainte și pot fi deviate. Furtuna geomagnetică este urmărită cu atenție de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Suntem atât de interesați, noi cercetătorii, să vedem ce se întâmplă cu adevărat acolo, pentru că sunt influențe de tot felul, inclusiv influențe climatice. A fost pe o scală de 9 privind intensitatea, cam la nivelul de 7-8. Deci cu cât e mai intensă o astfel de furtună geomagnetică, ea poate fi observată și la latitudini mai joase, dacă bineînțeles ai și condiții optime. Astronomii spun că fenomenul s-ar putea să fie vizibil și în seara aceasta. Locuitorii din zona Maramureșului așteaptă cu nerăbdare spectacolul. Da, am auzit, chiar am văzut și la televizor de aurora boreală. Ar fi frumos să o vedem și noi aici. Să ridică niște nori în toate culorile să văd. Cum să duc absolut curcubeu, spectrul luminii, cum știm noi de la școală de când am fost mici. Ca să vă măriți șansele de a observa aurora, mergeți într-o zonă fără lumini și priviți către nord.